viitoare se împlinesc 105 ani de la unirea Basarabiei cu România din 1918. Aș vrea să vă întreb, care este opinia dumneavoastră față de o posibilă reunificare acum cu România? Eu vă mulțumesc pentru faptul că doriți opinia noastră personală și ca profesor. Dar cum ați formulat dumneavoastră întrebarea, nu este corect din start. Dar știți de ce? Pentru că noi nu am acceptat niciodată ruperea noastră din corpul natural, binecuvântat de Bunul Dumnezeu, întâi a corpului țării Moldovei, cum era principatul la perioada aceea după structura statală în Europa și nu numai. Și respectiv după reunificarea, pentru că noi nu ne-am unit. Aia este o formulă, dar asta mai puțin contează. La 1918, la 27 martie, Parlamentul legal și legitim constituit, Sfatul Țării, după normele care erau atunci, inclusiv și la puterea sovietică, care are alt aspect, s-a format și a exprimat voința poporului, orice organ de conducere trebuie să țină mâna pe puls al societății și să lucreze în interesul societății, să vadă la perspective. Orice structură, inclusiv aceea cum era Republica Democratică Moldovenească, trebuie să aibă calitatea și capacitatea de a se apăra. De aceea, toate aceste aspecte în ansamblu au pus în fața Sfatului Țării problema foarte tranșantă de a reveni, dar pe calea legală sunt niște norme ale dreptului constituțional, dreptul intern, dar și dreptul internațional, pe care Sfatul Țării le-a respectat 100%. La moment, în ce situație ne aflăm geopolitic privind așa mare asupra situației Moldovei, la momentul dat, cred că ar fi unica soluție ca să mai rămână Moldova pe val, să supraviețuim noi ca țară, iar când zic ca țară mă refer și ca economie, mă refer ca și aspectele sociale, deci totul. Eu personal văd reunirea ca o unică opțiune de a supraviețui. Probabil că ar fi un pas foarte important ceea ce ține de evoluția noastră ca țară și cum ne evoluăm ca popor. Până la urmă, poporul moldovenesc și românesc e un popor, același popor, și niciodată nu vedeam sensul ca el să fie țări aparte. Așa că cred că ar fi un pas important pentru uniunea noastră în general. Eu știu ca toată lumea, dacă majoritatea poporului o să vreie, și eu o să vreau. Numai dacă să fie majoritatea, să nu fie că mulți nu doresc și să fie greșeală, știți? Asta e răspunsul meu. Absolut. Absolut, pentru că dacă ne uităm din punct de vedere istoric, după căderea Uniunii Sovietice, pactul Ribbentrop-Molotov a fost abrogat, a fost considerat nul și inexistent. Noi suntem singurul stat care în continuare am respectat, să spun așa, pactul Ribbentrop-Molotov, pentru că din punct de vedere juridic, Republica Moldova, el nu ar trebui să existe. Noi suntem parte a României. Noi suntem o regiune a României. Absolut, unirea este inevitabilă. Săptămâna viitoare se împlinesc 105 ani de la unirea Basarabiei cu România din 1918. Dumneavoastră, ce opinie ați avea față de o posibilă reunificare acum cu România? Nu știu, pentru mine asta ar fi o veste destul de bună. Adică eu aș fi doar pentru. Doar că, după părerea mea, chiar acum, în viitorul apropiat, nu cred că s-ar putea să faci așa ceva, adică și nici peste 5 ani, nici peste 10. Cred că deja când, nu știu, a să murim noi și deja nepoții noștri, care total o să scape de ideologia asta post-sovietică și în general sovietică, adică eu, tu, am fost crescuți de oameni care au trăit în perioada sovietică de bunei, care, în general, s-au născut în perioada aia sovietică, de mult gen.
Dar așa cred că ar fi posibil unirea de, nu știu, acum 40-45% după un sondaj ar fi de acord. Nu, cred că dacă am ajunge măcar la 51% ar fi foarte nice. Aici moldovenii trebuie să găsească un consens înainte de a face reunificarea, cum spuneți dumneavoastră. Aici sunt niște motive că, în primul rând, statul român nu și-ar preduri ca să fie unirea asta. Din motiv că la noi există Pridnistrovia, adică Transnistria, în primul rând. Într-al doilea rând, oamenii care sunt locuitori aici, ei, adică nu să vrea să facă unirea, pe motiv că lor nu le place, adică drepturile europene și lor nu le place, adică în ceea ce este legat cu... adică legile europene, moldovenii, nu toți moldovenii ar fi cointeresați ca să le... ca să le... putem să le acușa, vă spun... legile să le... eu nu știu cum îi spune limba română de asta, cum? Să le respecte, da. Asta e a doilea punct. Și a treilea punct, eu cred că unire, chiar dacă e să facă, cineva e să facă tot posibilul ca să fie o dezordine în masă. Și dezordinea în masă, adică ea nu aduce la lucruri pozitive pentru oameni. Adică eu nu cred în unire. Nu cred că poate să se întâmple așa ceva. Chiar dacă unirea se întâmple, adică din partea statului român, poate să numească toată treaba asta un fel de ocupație. Așa să fie recunoscută de către oameni care nu doresc de aici. Nu sunt de acord cu reunificarea. Aș dori să trăim așa cum suntem. Ca vecini, trebuie să trăim bine. Și cu România, și cu Ucraina, și cu Rusia, Polonia, Bulgaria, cu toate țările. Dar eu cred că trebuie să continuăm așa cum suntem, țară independentă mai departe. N-a să câștigăm nimic dacă să ne unim. 27 martie pentru noi este mai mult decât o sărbătoare. Este o dată al unității neamului. Dar această unitate a fost întreruptă prin pactul Ribbentrop-Molotov în 1939, prin încheiere, iar la 28 iunie 1940, prin ocuparea și în 24 august, prin 44, reocuparea și ținerea noastră în sclavie, pentru că noi am fost colonie atât după 1812 în cadrul coloniei Imperiului Țarist, cât și după 40 și 44, colonie în cadrul Imperiului Sovietic. Dar reieșind din motiv că după ce România a devenit ca stat european, cu drepturi europene, în România se cunosc niște lucruri care ei cunosc încă de pe timpul lui Ceaușescu. Adică ei cunosc niște lucruri că unirea cu Republica Moldova este practic imposibilă. Din ce motive? Fiindcă aici la noi este Transnistria. Pe motiv, Transnistria la noi este absolut încărcată cu toate bazele rusești. Bazele militare rusești nu le convine Uniunii Europene absolut. Asta este. Eu cred că nu. Nu cred că să fie. Degrabă, ultimii 100 de ani nu cred să fie reuniri. Și când credeți că s-ar putea întâmpla acest eveniment? S-ar întâmpla, nu știu, în perioada apropiată? În perioada imediat următoare nu s-ar întâmpla, fiindcă nu am ajuns încă la gradul ăsta de maturitate. Ideea, mai bine zis, încă nu a ajuns la gradul ăsta de maturitate, ideea de reunire. Dacă s-ar lua anumite acțiuni, mai ales educaționale, atunci probabil deja este generația voastră, când ar ajunge la putere, ar putea înfăptui unirea. Dar la momentul dat, anul 2023, încă e o parte prea mică din societate care ar accepta această idee sau ar susține-o. Credeți că ne-ar avantaja o unire? Cred că cum ne-a ajutat România până acum să ne ajute mai departe. E tare mult ne-a ajutat în comparație cu alte țări, păi România întotdeauna a fost cu noi. Dar noi suntem români.
Da, am înțeles așa dintr-un punct de vedere obiectiv, dar dumneavoastră ați susține, ați fi pro? Ca să se unească România? Moldova, da, Moldova, ca să ne unim, da. Înțelegeți? Nu pot spun că sunt pro sau împotriva. Și vă spun din ce motiv. Fiindcă eu nu cunosc detaliile politice a Republicii Moldova. Adică politica Republica Moldova e dacă ar dori ca să fie, ca noi să intrăm în componența României. Aici cineva din Republica Moldova nu și-ar dori acest lucru. Înțelegeți? Eu personal nu pot să zic nici da, nici nu vă spun de ce motiv. Nu cunosc. Adică care sunt consecințele la această chestiune. Ca eu să spun că să fiu pro-unire, eu înainte de asta eu trebuie să cunosc niște lucruri care sunt beneficiile pentru Republica Moldova. Ca ei dispare ca stat, în primul rând. Ei poate să devină o regiune cum este, spunem, cum sunt ungurii în estul României, da? Dar ei totuși este componență și cu drepturile române. Dar noi nu știm, noi putem să rămânem în drepturile României sau nu. Adică poate să fie ceva, o chestie... Eu nu cred. Nu pot să fiu pro sau împotriva. Adică până când asta eu cred că... Mă mențin pe faptul neutru. Da. Cred că nu cunosc detalii, asta este. Credeți că asta ar fi singura opțiune de a intra în Uniunea Europeană? Nu merge vorba că este singura opțiune de a intra în Uniunea Europeană. Noi suntem practic desprinși de frații noștri, de patria mamă. Noi suntem o bucată ruptă. Noi suntem, din punct de vedere istoric, juridic, social, din toate punctele de vedere, noi suntem români, suntem români basarabeni. Credeți că acest eveniment s-ar putea întâmpla în curând, în perioada apropiată? Asta ar fi o minune și ar fi foarte frumos din partea guvernării, în primul rând, să se gândească la toată treaba asta, pentru că, totuși, unirea este soluția de a ne reîntregi, de a ne găsi, practic, locul, de a putea evolua mai departe. Dacă ne uităm iarăși în istorie, la începutul anilor 90, Republica Moldova avea un salariu mediu pe economie cu vreo 30 de dolari mai mare decât în România. În momentul actual noi suntem cu 300 sau cu 400 de dolari mai mic salariu mediu decât în România. Totuși putem observa progresul României pe care l-a avut în timp de 30 de ani. Ei s-au deșteptat. E timpul și al nostru să ne deșteptăm și să facem alegerea corectă. Nu ești așa, suntem în Europa. Nu, în Uniunea Europeană. Sensul, să intrăm acolo. Nu știu, beneficii economice. România nu a câștigat beneficii economice când a intrat în Uniunea Europeană. Așa că nici Republica Moldova n-a să câștigi beneficii economice. Deci considerați că e bine cum suntem acum, stat independent. Da. Credeți că asta ar fi unica opțiune ca să intrăm și noi în Uniunea Europeană? Adică cum vezi în ziua de azi, adică proteste peste proteste organizate, gen pentru a da jos nouă putere, care adică este pro-europeană, adică totuna aici în Moldova până când domină influența rusă și cred că va mai domina mult. Deci, o să vă rog să publicați lucrul ăsta, să nu-l ciupărțiți. Deci, conducerea țării de la București a răspuns că noi ne-am adresat domnului președinte Iohannis, președinții Camerelor Deputaților și Senatului și prim-ministrul Guvernului. La fiecare în parte, pe poște diplomatică, am prezentat de 3 ori demersul. Apelul mai degrabă, nu demers, dar apel. De a pune pe ordine de zi reunificarea cu aspectele juridice care le-am pregătit. De la conducerea de la Chișinău, nici astăzi au fost prin două adresări, două apeluri în 2022, un apel acum proaspăt dat în 2023, nicio reacție. Deci urmează ca acest lucru să-l aducem la cunoștința cetățenilor Republicii Moldova, că dreptul de a viețui în cadrul familiei națiunii române este un drept natural de la bunul Dumnezeu.
iar cei care guvernează n-au niciun drept să exploateze sau să ignoreze acest lucru. Și ce credeți că ar trebui să se întâmple pe ambele părți? Ce acțiuni ar trebui să fie întreprinse ca să aibă loc acest eveniment? Nu știu, nu sunt sigur, nu sunt mare expert în ce ține de unificări, așa că nu am o problemă. Of, mai... Acolo e ușor, două semnături. Două semnături. Și ce credeți că ar trebui să se întâmple? Ce ar trebui să facă ambele state ca să aibă loc unirea asta? Să dorească. Să dorească fiecare și dacă să dorească și n-ați fi cât mai puțin împotrivă, o să fie tot bine.